cântă muzică populară, de când se știe, iar în ajunul sărbătorilor pascale, a lansat și un videoclip. Luciana Spânu, acum la O seară perfectă. Bună seara, Luciana! Mă bucur să te văd într-o formă atât de fericită. Nu știu dacă există o asemenea îmbinare. Felicitările mele, nu am știut noutățile. Așteptați un bebe? Da. Curând? Da, un băiețel. Băiețel, să fie totul bine. Mulțumim. Și te văd plină Dumnezeu de lumină. Vreau să vedem acum videoclipul tău. Da, cu mare drag. Și pentru cei de acasă, cu siguranță va fi o surpriză frumoasă. Să vedem videoclipul. Pace pe pământ, Dumnezeul cel drept și cel sfânt. Printr-un singur cuvânt, Dumnezeul cel sfânt a venit pentru noi pe pământ, revărsând peste noi doar iubire și ploi, rodnicie în suflet și în Sfântă plângea, cerul se întuneca și pământul se cutremura. Maica Sfântă plângea, cerul se întuneca și pământul se cutremura. Printr-un singur cuvânt, Dumnezeul cel Sfânt a venit pentru noi pe sunt peste noi doar iubire și ploi, rodnicie în suflet și în gând. Și din negru păcat ce Adam l-a purtat, prin Iisus răstignit am scăpat. Cerul s-a luminat, îngerii au cântat și Hristos din mormânt a înviat. Cerul s-a luminat, îngerii au cântat și Hristos pentru toți a înviat. Printr-un cel Sfânt a venit pentru noi pe pământ, revărsând peste noi doar iubire și ploi, rodnicie în suflet și în gând. Printr-un singur cuvânt, Dumnezeul cel Sfânt a înviat pentru noi din mormânt, revărsând doar iubire și ploi, rodnicie în suflet și în gând. Rodnicie în suflet și în gând.
Felicitări pentru videoclip, așa liniștit, cu minte, luminos, cu adevărat, da, o piesă pentru sărbătorile de Paște. Da, și dăm voi foarte repede să le mulțumesc echipei micuțe, dar foarte productive. Da, ai filmat săptămâna trecută și uite că avem și produsul călduț-călduț. Ideea a pornit de la Oleg Voluntir, aranjament, mixare, tot ce ține de studio Ieșanu Dorin, ci o firmă a fost în spatele camerelor și cei care s-au îngrijit de mine, Aleona Celan, ca de obicei. Ai oameni care te iubesc și care te înțeleg din prima, știu ce vrei să faci și ce vrei să obții. Ai vopsit oul? Ai reușit să pregătești? N-am reușit. Nici eu, draga mea. Dar să știi că... Nu le vopsim împreună. Am o idee mai bună. Andrei Nistreanu, colegul nostru, este acum, cred că, cu o femeie foarte frumoasă alături și s-a apucat ei să vopsească ouăle. Eu zic să-i rugăm, Andrei, bună seara. Spune-mi, te rog, știu că ești cu prietena mea, Natalia. Puteți să vopsiți și pentru mine și pentru Luciana niște ouă, că noi nu mai reușim? Andrei, bună seara! Bună seara, Rodica! Bună seara, dragii noștri! Bună seara, Rodica! Bună seara, dragii noștri! Să știți că, da, am venit lângă Natalia, care recent a revenit acasă. Bună seara, Rodica! Bună seara tuturor! Dacă recent a revenit acasă și nu am reușit ieri să venim să vopsim ouăle și nici mâine nu vom avea timp, așa că m-am hotărât să venim astăzi să vopsim câteva ouă. Ea deja a reușit să vopsească câteva, dar m-a așteptat și pe mine. Natalia, spune-mi, te rog, tu când erai mică, tot vopseai ouăle sau doar acum când ai crescut? Și când eram mică, tot am vopsit ouăle. Și acum, când sunt mai mare, le vopsesc mai des. Doar că de data aceasta să știi că nu prea mi-a ieșit vopseaua. Am fugit la magazin de două ori și am înțeles astăzi că vopseaua cea mai ieftină de 1,25 € este cea mai reușită ca să-ți iasă culoarea la ouă. Am înțeles. Cumpă și la murnă e ea. De ce nu funcționează? Am înțeles. Știu că ai venit recent acasă, ai câteva zile de când ești acasă și deja pleci. Da. Când pleci? Mâine? Da, mâine plec. Normal că Paște trebuie să-l petrecem în familie și eu, de obicei, asta este o tradiție la noi în familie, așa că mâine îmi iau zborul. Dar am să iau și niște ouă cu mine. Eu sper să le iei pe astea, pentru că nu le facem degeaba. Vă place? Da, ne place. Hai să le văd și eu. Ele nu trebuie să stea mult. Stau așa puțin, are unul, îi este, așa. Vine și al doilea, îl avem și pe al treilea. Este, ura, am vopsit ouă, suntem bravo. Ce ai acolo? Eu am pregătit ceva pentru voi. Astăzi, în timp ce te așteptam, am pictat aici Pro TV. Echipa voastră, sunteți cea mai tari și vă mulțumesc că de fiecare dată sunteți în casa mea de sărbători și asta mă bucură foarte mult. Am pictat cu pensula care mă machiez, da? Da, e ok, și cu guaș. Mulțumim mult pentru ou, mulțumim mult, dragii noștri, și mulțumesc pentru ou. Aveți și voi grijă și sărbătorile pascale cât mai frumoase și cât mai perfecte. Mulțumesc, Andrei, mulțumesc, Natalia, ingenioasă ca întotdeauna, dar cam puține ouă ați vopsit. Vă rog, mai puneți încă vreo două rânduri, că îi trebuie și Luciane și mie. O seară frumoasă și la mulți ani, Natalia, Paște fericit. Așa, Luciana, ziceam că sarcina asta ta te face, știi, ești, cum se spune la noi la țară, ești ca, frumoasă ca o icoană, nu știu, la voi cum e? Icoană sau... Te schimbat cumva cele 7 luni de sarcină? Mă simt foarte bine, chiar spre marea mea mirare, nu am avut nicio problemă până acum, nici chiar toxicoză, nici chiar nimic. Deci dorm bine, mănânc bine, fac tot ceea ce făceam și până la sarcină, am un ritm la fel de activ ca și până și mă bucur că se obișnuiește cu ritmul mamei, că de acum încolo urmează. Simți că îi place muzica ta? Bate din piciorușe când mai cânti sau da, îi place și muzica mea, îi place și muzica lui tati, pentru că mergem foarte des atunci când cântă Dorin și chiar reacționează la vocea lui. Aveți un nume pentru el? Avem câteva, așa. Încă se duc tratative pentru că încercăm să găsim un nume potrivit, un nume care să... pentru că este pe toată viața și ne gândim să fie un nume și ortodox și sărbătizăm. Cu siguranță aveți încă suficient timp ca să faceți o alegere. Da, dar bună. O să zboare foarte repede, să știi. O să zboare repede, dar pentru a alege un nume da, e suficient. Da, da. Luciana, mă bucur că te-am văzut și ai venit cu un colind atât de frumos, nu știu, colind, putem să spunem, un colind pascal. Da. Să ai sărbători fericite alături de cei dragi și te așteptăm și după sărbători. Și vouă și tuturor celor de acasă. Paște fericit. Uite că am ajuns la finalul emisiunii de azi. Mâine e ajunul Paștelor. Vei merge la biserică și îți vei revedea și tu pe cei dragi. Eu vă doresc multă lumină în casă, în suflet și multă liniște. Ne revedem luni. Sărbători fericite tuturor!